Inspectoratul de Poliție Județean organizează numeroase activități prilejuite de acest eveniment. Astăzi a avut loc conferința de presă unde au fost prezentate instituțiile partenere, printre care Primăria și Inspectoratul Școlar Județean. La inițiativa polițiștilor am participat și participăm împreună la realizarea unor proiecte care să informeze, să prevină atât copiii cât și adulții pentru a preveni, pentru a nu deveni victime a diverselor genuri de infracțiuni. Delincvența juvenilă, din păcate, se manifestă și în țara noastră și constituie un mod de îngrijorare pentru întreaga societate. Analizând acest fenomen, constatăm că are și implicații în educație. Câteva din ele aș putea să enumer. După 89, o creștere a situațiilor de abandon școlar, a unor elevi cunoscuți cu comportament deviant sau cu preocupări antisociale. Ca și cauze, lipsa de supraveghere permanentă de către părinți sau de către tutori, necunoașterea din timp a anturajului și al mediilor care sunt frecventate de către minori și lipsa unei legături permanente între școală și familie. Cinci paliere de interes instituțional, delincvența juvenilă, pericolele la care sunt expuși minorii, furturile, infracțiunile comise cu violență și siguranța rutieră vor fi abordate până pe data de 3 octombrie, în cea de-a noua ediție a evenimentului Săptămâna Prevenirii Criminalității. Mâine avem cartea de primizare a minorilor, după cum ați văzut, în două școli din satul Mare, Lucian Blaga Eliade și în Carei. De asemenea, și în mediul rural mergem la școala gimnazială Lazuri. Miercuri vă invităm la o expoziție cu sisteme de supraveghere a locuinței. Tema zilei este prevenirea furturilor. Orele 10 și 17 în pasajul pietonal Bocosu. De asemenea, avem o caravană a prevenirii furturilor din locuințe care se va desfășura în toate cartierele importante din județ. După amiază, între orele 5 și 8, pentru că vrem să accesăm categoriile active de populație și că acestea mai cu seamă le găsim după amiază. Joi, violența este tema zilei, prevenirea infracțiunilor cu violență. Avem de data aceasta și activități în parteneriat cu Centrul de Prevenire și Consiliere Antidrog și cu Agenția pentru trafic de persoane din Oradea. O să avem întâlniri, așa cum să vedeți în agenda, de asemenea un focus grup care va avea loc la sediul Inspectoratului Școlar, având ca temă agresivitatea în rândul copiilor. Iar vineri încheiem cu tema obișnuită, siguranța rutieră, a fiecare ediție aceasta, cred că a fost în fiecare an, tema siguranța rutieră. De data aceasta ne-am dorit să ne îndreptăm atenția spre o altă categorie de participanți la trafic. Dacă anul trecut ne-am ocupat de tinerii șoferi și viitori șoferi, acum ne adresăm bicicliștilor, încurajăm mersul pe bicicletă, dar în condiții de responsabilitate. Așadar, avem programat un marș al bicicliștilor pe care îl vom promova în școli tuturor elevilor care au împlinit vârsta de 14 ani și așteptăm pe acest traseu. Acțiunea în sine reprezintă o manifestare preventiv-informativă cu caracter complex care vizează sensibilizarea cetățenilor în legătură cu importanța prevenirii criminalității.